inimile noastre, ce-i cu ele oare? Orice nerv mă doare, simt că abia mai sunt, vreau o alinare, dar și aceea doare. În pustietate, nu-mi vine să cânt. De mică, pe atunci când eram Silvia Donos, încă nu contează numele, eu eram pasionată de istorie. Iată, asta a fost ceea ce probabil a pătruns în mine în fiecare moleculă atunci când la bunici, pe o burcă veche, așternută pe un troscot sub o nucă în fața casei, prietenile bunicii mele se adunau și vorbeau despre tinerețea lor. Ulterior, când am constatat eu care era tinerețea lor, era tocmai sfârșitul, deci începutul veacului 20, dar tinerețea părinților lor era, deci, a doua jumătate a veacului 19. Și atunci mi-am dat seama, eu am pătruns în perioada când s-a născut Mitropolitul Gurii. M-am pătruns de așa o dragoste și de un sentiment, știți, de respect pentru predecesori. Despre Mitropolitul Gurie Grosu, profesoara Silvia Grosu, invitata noastră de astăzi, scria: slujitor la două altare, cel al credinței și cel al culturii, Mitropolitul Gurie, primul mitropolit român al Basarabiei, a luat parte la toate manifestările naționale, fiind chiar unul dintre dregătorii din timpul autonomiei provinciei de dincolo de Prut. A făcut 15 ani la rând simpozion anual, anume pentru a evoca personalitățile din Basarabia care ne-au fost renegate, au fost înstrăinate, de care noi nu aveam dreptul să știm. Și printre aceste personalități, bineînțeles, cu un loc bine meritat și totdeauna de onoare, îi se rezervă Mitropolitului Guriei. Mai ales că am fost și motivată din punct de vedere al acestei alianțe care o am cu un strănepot de al Mitropolitului și care, lucru paradoxal, dar până la vârsta de 23 de ani n-a știut că fratele Bunelu a fost Mitropolitul Moldovei Gurii Grosu. Este vorba de soțul meu, Igor Grosu, cu care m-am căsătorit în facultate, am făcut studiile împreună, deci la facultate de jurnalism, și cu care avem doi copii, Ionuț Grosu și Cristina Grosu. Mitropolitul Basarabiei Gurii Grosu a fost un mare om de credință, un mare om de cultură și truda lui e demnă de urmat. Toată lumea l-a stimat, anume pentru abnegație, pentru străduința lui de a promova cultura, de a promova credința, de a face omul mai bun, sufletește mai bun. Fratele lui Gurie Grosu, Andrei Grosu, e bunelul meu. Și în familia bunelului au fost șase copii, mezinul era tatăl meu. În aceste împrejurări, eu am rămas aici în Basarabia, alături de tatăl meu. În anul 1877, la 2 ianuarie, în județul Lăpujna, în familia cântărețului bisericesc Ștefan Grosu, s-a născut fiul Gheorghe, viitorul mitropolit al Basarabiei, înalt preasfințitul Gurie. Este bine cunoscut tuturor că ideea revigorării morale, confesionale și culturale a basarabenilor a fost obiectivul major al tuturor activităților mitropolitului Gurie Grosu. Foarte devreme rămâne orfan de tată. Tatălui Ștefan se stinge pe când el avea 7-8 ani. Și atunci, în baza dreptului pe care îl aveau orfanii de clerici, a mers să facă școală primară, sigur cu înclinații creștinească, la Mănăstirea Curchi. Astea au fost primele sale studii. După aia urmează studiile în Chișinău, la școală duhovnicească, și seminarul din Chișinău. Seminarul teologic din Chișinău, înființat de Bănulescu Bodoni în 1813, a fost unica instituție superioară de învățământ considerată aici în Basarabia, cea mai importantă, și care le dădea dreptul absolvenților acestei instituții să meargă și la universitățile din Rusia, doar la 5, nu la cele din Moscova, nu la cele din Sankt Petersburg, la periferie.
În anul 1902, viitorul mitropolit al Basarabiei, Gurie Grosu, termina studiile Academiei Duhovnicești din Kiev. În același an, la 27 noiembrie, a fost un călugăr cu numele de Gurie la mănăstirea Noul Neamț, devenind ulterior ieromonah. Mănăstirea Noul Neamț este vestită prin faptul că a fost pe tot parcursul existenței sale un focar de cultură pe care l-au cunoscut și au venit să-l cunoască prelați și călugări din alte părți, și din Rusia, și din Podolia, Ucraina, Polonia. Adică era un centru cultural care a adunat între timp și o foarte bună bibliotecă. Are și acum un muzeu și biblioteca sa foarte valoroasă a fost transmis Arhivei Naționale. Acolo se găsesc și unele lucrări de pe care s-a inspirat Gurie Grosu atunci când a scris istoria mănăstirii Noul Neamț. Soțul meu a tradus această lucrare în română, deoarece noi intenționăm să edităm o trilogie care să includă în volumul 2 tot ceea ce a semnat mitropolitul Gurie. Traduceri, pastorale, omilii, predici, alocuțiuni misionare, vețile sfinților, rânduiala în biserică, tot ceea ce a tradus dumnealui. Primul volum a apărut deja în 2007. Cartea este o culegere de studii și articole cu stil evocator, care au în centru personalitatea mitropolitului Gurie al Basarabiei, personalitatea sa în calitate de cercetător, în calitate de om al cărții și de om al bisericii. În calitate de misionar, a vizitat aproape toate satele, toate bisericile din Basarabia de pe atunci și avem mărturii în ziarele timpului, corespondențe din satele pe care le vizita și în care enorea și exprimau gratitudinea pentru această activitate extrem de importantă pe care o promova în rândurile simplilor mireni, anume cântare, învăța cântare bisericească în limba moldovenească. Așa era scris atunci și așa se vehicula această denumire, deși vreau să spun că în presa timpului și limba română era folosită adeseori. Și nu doar cântare, dar și slujba bisericească în limba maternă a enoreașilor. A fost la mormântul lui Ștefan, la mănăstirea Putna, a văzut care este spiritul acesta creștinesc în România și s-a convins că doar prin cultură oamenii pot într-adevăr să devină și mai buni, și mai luminoși la chip și la suflet, și de aceea și-a dedicat întreaga sa viață acestor două altare. Noi așa și spunem că a fost slujitor la două altare, altarul culturii și altarul credinței. Au rămas multe poze în familie, ele au fost bine ascunse, bine camuflate și iată, noi le-am expus pe perete, am făcut o galerie. Iată, avem fotografia cu familia lui Andrei Grosu, care este fratele mitropolitului. Aici, pe această fotografie, la Rusești Noi, în casa mamei sale, Caterina Madan, a fost făcută această fotografie, mitropolitul, alături de fratele său Andrei și alături de sora Elena. Și mama sa, Caterina Madan. Această Elena a fost învățătoare, a terminat școala eparhială de fete, a fost o perioadă învățătoare, pe urmă s-a călugărit și ea și pe timpul mitropolitului a fost călugăriță la mănăstirea Răciula. În această fotografie o vedem și pe bunica lui Igor, deci părintele Andrei e bunelul soțului, bunica Daria, regăsim și aici ultima fotografie, deci înainte de a se trece din viață, și aici este fotografia sa din tinerețe. Mitropolitul Gurie a fost foarte atașat de familia fratelui său. Erau unicele sale rude și ea
tutelat, a avut grijă, mereu îi întreba ce fac, cu ce se ocupă băieții, că sunt 5 băieți și o fată. Pe primul, Vladimir, l-a ajutat să-și facă studiile în domeniul teologic. A terminat seminarul de la Huș și a fost preot la Biserica Tuturor Sfinților din cimitirul armenesc. Ceilalți frați au avut alte studii de horticultură, de diverse meserii. Sora, deci mătușa lui Igor, sora fratelui, sora tatălui său, iată Lida, o avem aici. Aici este vinieta ei. A absolvit liceul eparhial de fete din Chișinău și a făcut facultate la Iași, facultatea de litere la Alexandru Ioan Cuza. Ea s-a retras după 1944 împreună cu toți frații, în afară de tatăl lui Igor, s-au retras peste Prut și au reclădit o nouă soartă, o nouă viață acolo și aici a rămas doar tatăl lui Igor, iată aici îl avem, pe Valeriu Grosu, alături de soția sa Iulia Grosu. Iulia Grosu este în viață și ne rugăm să fie sănătoasă în continuare, are 88 de ani împliniți anul acesta. După 1904, după această vizită în România, activitatea lui pe tărâm național s-a intensificat vizibil. În 1905 este înființată această asociație bisericească care urma să înființeze și un muzeu, care urma să conserveze și să păstreze și să expună publicului tot ce aici era considerat important, ce aici era considerat vestigiu sau valoare pentru biserica din Basarabia și pentru biserica ortodoxă în general. În 1906, cu concursul lui și cu alergătura lui, să zicem, a fost redeschisă și tipografia eparhială, ce a înființat în 1814 de către Bănulescu Bodone și la care au fost publicate 19.350 de volume de carte bisericească și carte chiar pentru mireni. În anul 1908, Gurie Grosu înființează revista Luminătorul, prima revistă bisericească din Basarabia, cu motoul Lumina din Lumină. Această revistă a făcut o deschidere, a făcut o muncă de iluminare, într-un fel, să folosesc niște termeni de pe atunci, în rândurile poporului, deci în rândul mirenilor. A fost cea mai longevivă publicație periodică în limba română din teritoriul Basarabiei. Apare din 1908 până în 1944, în luna martie. În anul 1909, Gurie Grosu scrie cartea Bucoavnă moldovenească pentru ca funcționarii ruși din administrația de atunci să învețe limba română. Acest abecedar a fost urmat de o carte de citire ce n-a mai fost tipărită, deoarece administrația rusească îl consideră pe Gurie Grosu scizionist și separatist. Cu acest stigmat de separatist, că vrea, uite, se uită mai mult peste Prut, că vrea limbă moldovenească, că nu îi ajunge cât a obținut, el a fost surgiunit. Deci a fost trimis în exil la o mănăstire din Smolensk. A fost îndepărtat de aici și după aia a devenit director de școli normale în Ucraina, la două școli duhovnicești și abia în 1917 revine. În 1917 se încadrează imediat în mișcare de eliberare națională și acest reviriment național a fost atât de luminos pentru el, atât de benefic, încât în această perioadă ajunge și ministrul adjunct la culte în acest consiliu de director al noii republici formate în baza Basarabiei, care se separase de Federația Rusă la acel moment. În 1918, sigur că este cu ambele mâini pentru unire, oficiază un tedeum la această ședință solemnă când a fost declarată unirea, a avut și discurs elogioase pentru cultura românească în Basarabia, pentru personalitățile care au promovat în pufida tuturor impedimentelor și obstacolelor pe care Imperiul Rus n-a catadixit niciodată să le ascundă și fiind și el o victimă chiar a acestui regim, el a ținut totdeauna să aprecieze micul obol pe care l-a avut fiecare din confrații săi. Iată o trăsătură de caracter pe care și pe urmă în memorii o relevă și contemporanii săi și cei care l-au cunoscut, pur și simplu. El avea un mare respect pentru toți cei care, pe lângă credință,
știau să aprecieze și să promoveze cultura în masă. Ca o apoteoză a faptelor sale patriotice și culturale, cât mai ales religioase, precum și a restabilirii vechii mitropolii a lui Gavril, Patriarhia, la 10 ani de la unirea din 1918, ridică scaunul arhiepiscopal al Chișinăului la rangul de mitropolie, iar pe titularul ei la rang de mitropolit. Gurie Grosu devine primul mitropolit român al Basarabiei. La cursul de istoria presei de la facultate nu e suficient timp ca să putem să intrăm în detaliile înaintașilor noștri, a publiciștilor care au activat într-o perioadă necunoscută până la o vreme de noi, perioada interbelică. Și de aceea am creat un cerc al tinerilor cercetători de istoria presei, care răsfoiau ziarele, cizelau și în aceste comunicări pe care anual le expuneau în cadrul unui simpozion anume la istoria presei, au cercetat activitatea mitropolitului Gurie Grosu. Și am ajuns să avem până și o disertație de magistru în filologie la Universitatea din Iași. De către Liliana Angel a fost studiată activitatea mitropolitului Gurie ani la rând și pe urmă această teză a fost susținută cu brio la Iași cu nota 10. În toate scrierile mitropolitului Gurie Grosu rezidă un îndemn, un îndemn clar, dragostea și credința. Adică fără dragoste nu-i credință și viceversa. Adică dragostea de om, dragostea de aproape, dragostea de Dumnezeu, credința în Dumnezeu, credința în oameni și armonia în societate.